Astăzi, băi, ți-am construit UEFA Champions League-ul strict din echipe românești. Asta e evident mulțumită modului pe care l-am și pe care îl puteți achiziționa și voi din descriere. Dacă vreți coins pentru FIFA 23, vă recomand site-ul BuyFIFACoins, aveți link în descriere. Cu codul Cristi aveți o reducere de 5%, iar de asemenea aceștia și-au deschis un server de Discord unde vor da la giveaway coins pentru FIFA 23. Așadar, băieți, eu am preluat farul în acest moment. O să vă întrebați de ce am preluat farul. Ei bine, farul este liderul ligii întâi, Super Ligii, în momentul în care eu filmez, așadar ei ar trebui să aibă cele mai mari șanse. Dar hai să vă și arăt de ce și cum am reușit să fac acest Champions League incredibil, doar din echipe românești. Evident, trebuie să împart echipe românești prin toate campionatele Europei. Vedeți cum arată la Liga, cu Botoșaniu, cu Argeșul, cu Petrolul, cu Farul. Uitați-vă, deci Champions League-ul. Bam, o să numim imediat grupele, băieți. Hai să începem, băieți. Hai să vi le prezint așadar. O să luăm de la prima grupă. Grupa A. Dinamo, Corvinu, CFR Cluj și Aerostar Bacău, așadar, băieți. O grupă echilibrată. CFR-ul ar trebui să domine această grupă. Mi se pare incredibil că sunt 32 de echipe românești practic în acest Champions League. Ținând cont că, cred că dacă adunăm toate echipele all time care au participat în competiții europene de-a lungul timpului, nu știu dacă avem 32 de echipe diferite, dar corectați-mă voi în comentarii dacă greșesc. În grupa B, băieți, avem Jiul Petroșan, Rapidul, Csíkszereda și Filiașul. Rapidul la fel ar trebui să domine această grupă. Csíkszereda la fel ar trebui să ia locul 2 lejer. Grupa C, o grupă cu două echipe de Liga 1. Am încercat să îmbin oarecum, nu sunt toate echipele din Liga 1, sunt, nu știu, 8, 9, 10, 11 echipe de prima ligă, la fel încă vreo 10 de Liga 2 și tot așa, ați înțeles o ideea. Vă zic de pe acum, mi-aș dori că la finalul clipului să avem niște surprize, eventual să câștige Champions League-ul o echipă mai slabă, o echipă de ligă de eșalon secund, să zic așa. Grupa D, Caransebeș, Iașu, Oravița sau Oravița și Craiova, Universitatea Craiova. Grupa E, Steaua București, CSEA, adică UTA, CSM Reșița și Botoșaniul. Doi echipe de Liga 1 iarăși, Steaua București, CSEA, liderul din Liga 2. Reșița ar trebui să fie outsiderul, dar să vedem ce vor face. Grupa F, iarăși, doi echipe de Liga 1, Argeș, CS Tunari, Universitatea Cluj și Dumbrăvița. Cred că e clar ce trebuie să se întâmple aici, dar sper să fie niște surprize, pentru că asta ar fi farmecul clipului. Grupa G, Oțelul, Hermannstadt, Ogna de Fier și Concordia Chiajna, așadar Oțelul, zic eu, cu șanse bune să prindă primăvara europeană. Hermannstadt ar trebui la fel să prindă. Chiajna ar trebui să aibă și ea șanse. Ogna de Fier, nu știu ce să zic. Iar grupa H, grupa Farului în mare parte, alături de Piatra Neamț, Ceahlău, Piatra Neamț a lui Nemții, îl saltăm pe această cale, Flacăra Moreni și Șoimi Lipova. Pentru că voi controla farul, o să merg ultra ofensiv, așa cum și joacă farul, multe goluri, spectacol, 4-2-4, o echipă foarte ofensivă, farul ar trebui să aibă șanse mari să ia acest UEFA Champions League inedit. Spuneți-mi în comentarii, băieți, dacă voi țineți cu oana acestui pe care se află în acest clip, iar dacă țineți cu o echipă din România, dar nu se află în acest clip, spuneți-mi cu care. Hai să mergem, băieți, să simulăm până la finalul sezonului, să vedem care se va încununa, încorona drept campioana Europei. Sună foarte dubios, da, campioana Europei până la urmă. Băieți, ne aflăm în iunie, așadar. Sunt foarte, foarte curios să vedem ce s-a întâmplat în Champions League și dacă avem vreo surpriză. Eu sper că o să fie o surpriză, poate nu neapărat la câștigătoare, dar sper ca niște echipe de eșalon secund să filmez cât mai departe în Champions League-ul acesta, inedit încă o dată, zic. Hai să vedem, băieții. În primul rând, farul în... s-a salvat de la retrogradare în La Liga. Dar nu pentru asta ați venit, băieți. Nu pentru asta ați venit. Momentul adevărului. Champions League-ul. CFR-ul merge mai departe. Corvinul termină pe 2. Dinamo, Lanternă Roșie. În prima grupă, în grupa A. Nu mă așteptam asta. Nu mă așteptam. Am zis, Dinamo trebuia să meargă pe mai departe, pe locul 2, în mod normal. Deci, deja am început cu o surpriză. CFR-ul însă a mers destul de bine. Grupa B, Rapidul, domină Csíkszereda pe 2, aici era exact cum așteptam, din păcate celelalte două, Filiașul și Jiul Petroșan, n-au putut să facă surpriza. În grupa C, Petrolul termină peste FCSB, dar merg amândouă mai departe, Foresta de-abia un punct, ok. Grupa D, iarăși nicio surpriză, Universitatea Craiova pe primul loc, iar Politehnica Iași pe 2, Caransebeșul și Orovița prea slabi pentru a merge mai departe, să zic așa. În grupa E, o grupă care a apărut, da, și a fost, ok, aici am avut prima surpriză, UTA eliminată de CSM Reșița. CSM Reșița, prima
surpriză mare a clipului. Steaua București este Steaua Tiernă pe ultimul loc, surprinzător. Să vedeți băieții că, virgulă, ca punctaj a fost super echilibrat. 9 puncte, 9 puncte, 8 puncte, 6 puncte. Deci orice victorie a contat foarte mult. Grupa F, iarăși. Stați așa că a fost o grupă interesantă. 3 echipe cu peste 10 puncte. Argeșul și Universitatea Cluj totuși au mers mai departe. Dumbrăvița, ghinionistă, cu 11 puncte, nu iese din grupe. Tunariul a fost degeaba în grupa asta, nimic n-au făcut. O mare surpriză și aici, iarăși o grupă cu 3 echipe cu peste 10 puncte. Chiajna pe primul loc în această grupă cu Hermannstadt, Oțelul și Ognea de Fier. Oțelul nu iese din grupe, deși la fel și a avut 10 puncte. Ognea de Fier doar 2 remize în această grupă, iar grupa H, unde n-a fost atât de ușor pentru Farul, care a obținut doar 2 victorii în 6 meciuri, dar cu 10 puncte au mers mai departe. Flacăra Moreni de asemenea au mers mai departe. Așadar, Flacăra Moreni, Chiajna, Reșița, Politehnica Iași, Csíkszereda și Corvinul sunt echipele de ligă secundă. Hai să ne băieții cum am mers mai departe în round of 16. Ok, Hermannstadt bate Argeșul. Csíkszereda elimină Petrolul. Uite aici o surpriză importantă. Botoșanul zdrobește Corvinul. Din păcate, Farul elimină cu greu Universitatea Cluj 2-1 la general. Buliaș bate Rapidul. E, asta o mare surpriză pe părerea mea, băieții. Craiova elimină Flacăra Moreni. FCSB-ul a avut duel de foc cu CFR Cluj, obținând locul 2 în grupă, dar au trecut mai departe. Iar Reșița își continuă aventura, bate Chiajna 3-2. Reșița cred că este singura echipă rămasă de divizia 3-a, dacă nu greșesc. Mai sunt Csíkszereda și Poliaș, care sunt echipe de Liga 2, dacă nu greșesc. Hai să vedem, băieți, așadar, sferturile. Sunt curios dacă mai e vreo echipă de eșalon secund care merge mai departe, dacă mai continuă vreuna. Și din păcate, Hermannstadt elimină Csíkszereda. FCSB-ul bate Farul 2-0 în retur și se califică. Poliașul a avut meciul cu Reșița, deci Iașul este singura echipă rămasă de eșalon secund în semifinale, atenție. Iar Botoșaniu 4-3 la general cu Craiova, foarte mare surpriză și aceasta. Deci, sincer, din toate favoritele, probabil Rapidul, FCSB-ul, Farul și CFR-ul ar fi fost cam astea, ar fi fost favoritele. Nu, după părerea mea cel puțin, doar FCSB-ul ajunge în semifinale, unde au trecut de Hermannstadt, iar Poliaș e în finală cu Botoșaniu, nu pot să cred. Duelul Moldovei câștigat de Poliaș, cum ar fi ca Iașul să ia Champions League-ul, însă e cu FCSB în finală, nu știu dacă mi-aș dori să mai bată Iașul. Și ia să vedem, băieți, momentul adevărului, FCSB-ul este campioana României sau a Europei, cum vreți să-i spuneți, însă Poliașul, incredibil, au ajuns până în finală, băieții. Și au fost aproape, au pierdut cu doar 2-1, însă FCSB-ul, zic eu, meritat și totodată surprinzător, ținând cont că au terminat sub Petrolul în grupă. Iar Tavi Popescu iese golgheterul Champions League-ului cu 8 goluri, iar apoi Ștefanović de la Poliaș, bro, GG pentru Ștefanović, 7 goluri și pentru el, Companie 6, Harrison sau Harrison 6, tot de la Iași. Deci Iașul chiar a fost demențial în acest clip. Dacă v-a plăcut clipul, sunteți liberi să dați acolo un like și să vă abonați, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Vreau să și comentați care este echipa voastră favorită, pentru că sunt curios să văd dacă fiecare echipă în acest clip a avut cel puțin un susținător. Eu sunt Cristi, cum am zis, v-am lăsat în descriere link către mod dacă vreți să-l cumpărați și voi și să vă jucați. Și să ne vedem cu mine pe data viitoare. Pa!